Regina Elisabeta a doua a murit la vârsta de 96 de ani. Regatul unit este în doliu. Starea acesteia de sănătate s-a degradat considerabil, iar joi, medicii au decis că este nevoie de supravegherea ei medicală. Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii s-a stins din viață și a lăsat în urmă o mare familie îndurerată. Regatul unit este în doliu. Menționăm faptul că membrii familiei regale s-au deplasat de urgență la Castelul Balmoral, reședința din Scoția unde suverana se afla. Starea de sănătate a reginei Elisabeta s-a deteriorat în ultima perioadă, drept urmare, joi, medicii au recomandat ca aceasta să rămână sub supraveghere medicală. Starea de sănătate a reginei Elisabeta s-a deteriorat în ultima perioadă, drept urmare, joi, medicii au recomandat ca aceasta să rămână sub supraveghere medicală. Nici până la momentul actual nu au fost făcute detalii concretele cu privire la situația în care aceasta s-a aflat. Regina Elisabeta, cel mai longeviv monarh al Regatului Unit Menționăm faptul că Regina Elisabeta a fost cel mai longeviv monarh al Regatului Unit. Aceasta s-a născut la data de 21 aprilie 1926 și a fost botezată la 29 mai în același an în capela privată de la Palatul Buckingham. În momentul în care unchiul ei, Eduard al VIII-lea, a abdicat la 11 decembrie 1936, iar tatăl ei a devenit regele George al VI-lea, Elisabeta avea doar 10 ani și a devenit moștenitoare. Pe data de 20 noiembrie 1957, Elisabeta și-a unit destinul cu locotenentul de marină Philip Mountbatten, un prinț grec, la Westminster Abbey din Londra. Cei doi au avut împreună patru copii. Este vorba despre prințul Charles, născut în 1948, prințesa Anne, 1950, prințul Andreu, 1960 și prințul Edward, 1964.